În data de 26 august, polițiștii orașului Făget au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 35 de ani băruit de încălcarea ordinului de protecție. În aceeași zi, în jurul orei 10, o femeie a sesizat că al său concubin ar fi încălcat ordinul de protecție prin faptul că a apelat-o telefonic în repetate rânduri. Deși în data de 23 august, acestuia i-a fost interzisă accesarea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod. Astfel, în urma probatoriu, lui bărbatul a fost arestat pentru 24 de ore fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș.